L-a acuzat, printre altele, pe Klaus Iohannis, care nu este sigur partenerul nostru, dar este unul dintre prezidențiabili, nu se înțelege că noi am încercat să facem vreodată jocurile cuiva. Am spus-o pe șleau, n-am niciun candidat preferat la prezidențiale, n-am avut niciodată niciun candidat preferat la prezidențiale, dar trebuie să readucem atunci când putem, sigur, în unele zile suntem subiectivi, în altele vedem doar negru în fața ochilor, dar așa este și firesc, da? Să răspunzi exact cu conștiința de care dispui la momentul respectiv, să punem lucrurile un pic la punct. Deci, Klaus Iohannis, 6 case, conform declarației de avere, Victor Ponta, 7 case. Sigur, aici includ și soțiile, pentru că cei doi fiind căsătoriți legal, evident că intră și bunurile soțiilor. Deci, la Victor Ponta ar fi așa, 4 case, dintre care 3 pe numele său, una împreună cu soția, iată acolo și documentele, sigur că le avem și aici, dar dacă cineva s-ar îndoi de ele, astea sunt declarațiile de avere. Deci, atenție, nu sunt niște informații de alea de tipul Turcescu. Nu, sunt niște chestiuni clasice pe care oricine le poate găsi, nu e vreun scoop de presă, nu e vreo informație ne la locul lui, tocmai ne la locul ei. Tocmai de asta vreau să-i transmitem lui Victor Ponta să nu ne păcălească cu niște lucruri care pot fi verificate foarte ușor. Deci l-a acuzat pe ăla care are 6 case când el avea 7. 4 ale lui, spuneam 3 sunt pe numele său, una este împreună cu soția, zestre la care se adaugă cele 3 căscioare, uite aici avem și documentul, deținute de Daciana Sârbu. Anul dobândirii, 2007, 2001, 2010. Astea sunt, așa a trecut ea. Așa citesc și eu. 2007, prima, categoria 1, categoria 3, 2001, categoria 3, 2010. După cum vedeți, București, 2 în Prahova. Așa. Una este la Cornul, în fine. Sunt cumpărate, scrie semnătură sârbu Daciana, titular. Deci ea deține 3 case, el deține 4 case, 3 sunt ale lui, una este împreună. A vândut 2 case, Victor Ponta. A vândut 2 case. Uite aici arată, apartament, vânzare, contract, vânzare, cumpărare în valoare de 130.000 de euro și a mai vândut o garsonieră în valoare de 80.000 de euro. Deci a luat 210.000 de euro în 2012, an în care nimeni nu mai vindea nimic. El a vândut lui Ionuț Peteanu, da? Ăsta probabil avea de dat niște bani la PSD și a fost obligat, zicem și noi, nu vindeai nici, da? Nu poți să vii nicio cutie de chibrituri în momentul de față dacă îi spui casă în România și este normal să fie așa. Imobiliarele nu mai valorează nici 2 lei. Știm cu toții că, de fapt, ăsta este prețul lor real. El a vândut totuși la 210.000 de lei niște rahaturi, încă o dată spun. Deci niște rahaturi. A vândut o garsonieră pe 80.000 de euro. Nu există așa ceva în București. Dar în 2012 o garsonieră costa maxim 40.000 de euro. Mai ai unde să o vinzi. Bun, oricât ar fi ea de luxoasă, mai dă nimeni banii. Dacă e foarte luxoasă, atunci e un pic mai scumpă. Și atunci nu merită să dai banii pe ea, că de banii ei ți iei un apartament cu 3 camere. Deci la 80.000 de euro cumperi 3 camere în București, în momentul de față, în orice cartier. Sigur, nu un marile lux, dar încă o dovadă că trebuie să fii imbecil să cumperi o garsonieră, asta vreau să spun, în loc să-ți iei 3 camere undeva. Și este bine că s-a întâmplat așa, întrucât n-a fost niciodată, să știți, o investiție cu cap imobiliarele, așa cum poate credeau unii și cum s-au făcut afacerile în România în anii 90, niciodată n-au fost cu cap, pentru că avem statistica europeană unde occidentalii sunt proprietari în proporție minusculă, în Germania undeva la 1%. Deci dacă ar fi fost, într-adevăr, acest domeniu o investiție cu cap rentabilă, cu care se duce în mormânt, mai bună decât copiii sau nu, s-ar fi știut. Și în alte țări, este evident că este o prostie, da? Case, să-ți tot cumperi case, trebuie să fii cretin. Dar la noi, sigur că așa s-au făcut banii. Asta e ideea. Acolo s-au învârtit bani cu lopata, pentru că era un domeniu care nu exista. Sigur, în 1990, când au început să se cumpere, să se vândă terenul, după aceea s-au înălțat case, cu toții au crezut chestiunea asta. Să am telefon fix, asta era atunci, aveai cuplaj, nu-ți dădea statul linie telefonică, să ai casa ta. Și ni s-a spus, noi așa am fost învățați, sigur, când eram mici, că să ai casa ta. E, evident că nu valorează nimic toată această chestiune, important e să ai capul pe umeri, să fii un om la locul lui, nu să ai casa ta. În momentul când ai foarte multe case, iată dovada, o iei și razna. Deci asta doar așa ca să nu manipulăm foarte mult discuția, încă o minciună a premierului Victor Ponta și
am făcut și noi, am dat niște printuri ca să nu avem probleme dacă nu funcționa pe TV această imagine. Le aveam în orice caz pregătite, deci nu este Klaus Iohannis în urma sa din acest punct de vedere, pentru că Victor Ponta are chiar mai multe case decât Sasu.